În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Așa cum ați fost atenți la Sfânta Evanghelie, s-a pus accentul pe ce? Pe trei lucruri duhovnicești. Căutați împărăția lui Dumnezeu și celelalte se adaugă vouă, deci este sfârșitul Evangheliei. Luminătorul trupului este ochiul. Și dacă ochiul e curat, trupul e curat, dacă ochiul e murdar, trupul e murdar. Iar la un moment dat, Mântuitorul, ca să simplifice cele două fraze, a spus-o pe a treia. Priviți la crinii țarinii, priviți la păsările cerului, care nu seceră, nu treieră și n-adună și Domnul le hrănește. Și aici cineva va spune, păi da, dar ce faci, că dacă nu muncești, nu mănânci. Este una să muncești și este alta să lucrezi. Când muncim, muncim fără Dumnezeu și atunci rezultatele se cunosc fără ca să mai facem comentarii și am văzut și noi ce înseamnă să pierzi fără Hristos și averi risipite și familii distruse și necazuri de tot felul și tot felul de încercări. Iar când lucrez și lucrez cu Dumnezeu, că așa spune Hristos, Tatăl meu până acum lucrează și eu lucrez, deci a lucra înseamnă a continua actul de mântuire, acolo se adaugă dreptatea lui Dumnezeu și toate celelalte, pentru că noi căutăm să mergem în pas cu Dumnezeu. Și acum am să intrăm, pentru că Evanghelia de astăzi se mai numește și Evanghelia grijilor vieții. Ce înseamnă grijile vieții? Grijile vieții înseamnă tot ceea ce ne preocupă pe noi cotidian și spiritual pentru suflet și pentru trup. Iar Sfinții Părinți au spus clar, hrana este pentru trup și rugăciunea este pentru suflet. Dar mai este și o a treia variantă, citirea și cunoașterea este pentru minte. Deci ca să fie ochiul minții curat, trebuie să-l hrănești cu lucruri curate. Iar Sfinții Părinți n-au făcut altceva decât să facă o întreagă înșiruire filocalică de texte și învățături în care să ne arate că înaintarea spre Dumnezeu se face pe două căi. Prin lucrările minții și prin lucrările inimii. Ce face mintea în lucrarea către Dumnezeu? Se înalță la Dumnezeu prin ce? Prin sfânta rugăciune. Și ce face omul prin rugăciune? Comunică și strigă lui Dumnezeu. Rugăciunea de mulțumire, de cerere, de laudă și așa mai departe. Nu stăm să enumerăm lucruri care le știm. Dar, pe lângă toate aceste rugăciuni, încep grijile personale. Și noi știm ce a spus Mântuitorul unui tânăr când i-a spus mă duc să îngrop pe tatăl meu. Și Mântuitorul a spus așa, acum lasă morții să-și îngroape morților, tu urmează mie. Deci iată ce text categoric, iată ce învățătură aspră și la obiect. Acum tu urmezi mie. Deci în momentul în care alegi între a trăi pământește și a trăi duhovnicește, trebuie să faci două distinții. Pentru că și în viața de nevoință personală, adică în viața de zi cu zi, ce întâlnim? Întâlnim două griji. Una pământească și una personală. Și ce înseamnă grija pământească? Grija pământească înseamnă, în primul rând, pâinea aceea de toate zilele. Lucru pentru care noi ne certăm tot timpul. Ați văzut, ca să avem un loc de muncă, ca să ne păstrăm un loc de muncă, ca să avem de unde câștiga un ban, dar mai mult decât atât, grija lumească înseamnă și tot ceea ce ne ocupă paralel de viața personală. Și am să vă dau exemplu de o grijă pozitivă și una negativă. A avea un acoperiș e o datorie a grijii lumești. A face 10 case, vine înțeleptul Solomon și spune, casă peste casă vei adăuga, țarină lângă țarină vei cumpăra și nimic nu vei dobândi. De ce lucrul acesta?
Pentru că psalmistul David spune și-au scris numele lor pe pământuri și pe moșiile lor, dar sufletul lor este în iad în veacul veacului. Adică ce se întâmplă? În momentul în care te rupi de realitatea lucrurilor și începi să mergi prin patima lăcomiei spre excesul și nefolosul anumitor lucruri, la un moment dat te trezești unde? Acolo unde iar Mântuitorul a venit și a spus foarte frumos: degeaba strângeți averi și tot felul de comori pe care furii le fură și molea le mănâncă sau le strică vremea și se ruginesc. Pentru că avem nevoie de ce? Avem nevoie de o avere veșnică. Și care este averea cea veșnică? Nu-i nici casa, nu-i nici masa, nu-i nici grădina, ci este sufletul cu faptele cele bune. Și atunci, în momentul în care tu te apuci și îți faci un acoperiș deasupra capului, îți faci o îndemânare pentru a avea liniște și avea putere de lucrat rugăciunea. Dar în momentul când îți faci 10 rânduri de case, atunci ai dat în lăcomie și în prostie și deja ești ieșit din ritmul normalității pământești. De aceea grijile vieții sunt griji care ne înconjoară, dar nu toate ne zidesc. Deci toate lucrurile sunt posibile, dar nu toate folosesc. Un bogat avea purpură și vison, dacă mai țineți minte din Evanghelie. Unul Lazar stătea la poarta lui și îl lingea câinii de bube. Dar în momentul în care a venit clipa să se dea răspunsul și socoteala, amândoi au strigat la Dumnezeu: Părinte Avrame, te rog, trimite pe Lazar să mude cu degetul cerul gurii, că mă perpelesc aici în foc. Și ce a răspuns patriarhul Avram din iad? I-a răspuns: Fiule! Deci iată, nu s-a dezis de legământul și de legea tăierii împrejur, de botezul pe care îl avea, de legământul cu Dumnezeu. Adu-ți aminte că în viață le-ai luat pe cele bune și acum te duci să le iei pe cele rele. Deci acum tu îți primești ceea ce Lazar a primit pe pământ. Deci încă o grijă în plus. Deci pe pământ ai îmblat în purpură și în vison, iar acum stai și te perperești în flăcări. De ce? Tot răspunsul dă bogatul: Doamne, știi ce mă frământă cel mai mult? Am 5 frați pe pământ care se chinuiesc exact ca mine. Deci fac același lucru. Adună, strâng, zidesc, clădesc, construiesc, depozitează. Și de unde știm lucrul ăsta? Tot din Evanghelia lui Hristos. Ce spune? Zidi voi hambarele mele și mai mari le voi zidi și voi pune în ele multe bunătăți și voi spune sufletului meu. Deci atât ce înseamnă animalul de om, să-l transform pe suflet în trup. Bea, mănâncă, veselește-te că cele care le-ai adunat îți ajung pentru mulți ani. Deci iată ce minte, pentru mulți ani. Deci era pregătit să trăiască. Dar în clipa aceea aude semnalul sonor cu acustică cerească: nebune! În noaptea asta vor cere sufletul tău de la tine. Cele care le-ai adunat, cui vor rămâne? Deci aici ne putem da seama categoric că bogatul din iad era direct interesat de ceea ce se întâmplă pe pământ, pentru că el nu primea măcar ce? O lumânare, un pahar de vin, o lingură de colivă, o felie de colac sau o pâine. Deci nu primea nicio jertfă, nicio prescură la Sfânta Liturghie. Și ce spune lui Avram? Zice: da, că ar învia cineva din mor, să știți că ar crede. Zice: da, așa eu știu. Și la care patriarhul Avram îi spune: au pe Moise și pe proroci. Dacă pe Moise și pe proroci nu-i ascultă, adică cei ce au scris Scriptura, pot să învie toți morții din iad, că tot nu o să se îndrepte. Deci aici se împlinește cuvântul celălalt din versetul 2 al Evangheliei: dar dacă ochiul tău și trupul tău sunt întunecate și lumina din tine este întuneric, cu cât mai mult dar întunericul din tine. Deci vedeți? Aici este punctul critic al predicii de astăzi. Dacă ochiul tău este întunecat și sufletul întunecat, cu cât mai mult întunericul din noi, care noi îl credem lumină. Și aici ne răspândim în ce? Ne răspândim în cele trei realități ale vieții. Una,
plecând de la uitare, lene și trândăvie, și când spun uitare, lene și trândăvie, mă gândesc numai la un singur lucru, cu câtă comoditate ignorăm rugăciunea, cu câtă comoditate ignorăm sărbătoarea, cu câtă comoditate ignorăm pravila și ceaslovul, cu câtă comoditate ignorăm slujba bisericii. Și cineva va spune, da, părinte, dar mă duc duminica la biserică. Da, sunt de acord, toată lumea vine în biserică. Care este folosul cu care tu pleci acasă din biserică? Ai înmulțit rugăciunea ta cu rugăciune seara? Ai adăugat la rugăciunea ta de dimineață o rugăciune? Nu, tu ai participat la Sfânta Liturghie, te-ai simțit bine, ai mai stat în căldură, ai mai ieșit afară, ai mai dat un pomelnic, ai mai stat pe o bancă, ai mai stat sub un pom, ai mai schimbat o impresie, ți-ai mai schimbat un gând, dar folosul cu care pleci acasă în ce constă? Cu ce te-ai hotărât tu să-ți curăți sufletul în plus față de sărbătoarea trecută? Adică cu ce ai intervenit tu în viața ta personală? Și de ce spune că întunericul din noi, poate, lumina din noi, poate fi întuneric? În rugăciunea de la Sfântul Maslu ne se consemnă. Toată dreptatea noastră înaintea lui Dumnezeu e o cârpă lepădată. Și am să vă explic ce înseamnă cârpa lepădată. Părinte, am diabet, nu postesc. Părinte, fac un tratament, nu postesc. Părinte, sunt bolnav, nu postesc. Părinte, am încercat să postesc și mi-a fost rău, nu postesc. Nu e o acuză, adică să nu luați, că duhovnicul le discerne și spune, mănâncă lapte, brânză, ouă, sau cei de la bolnavul respectiv. Dar vreau să ajung în altă parte. Tu ai primit această dezlegare și încuviințare, ca să nu postești. Dar ți-ai zis în mintea ta, dacă tot mi s-a dat voie să nu postez, chiar să fac o rugăciune în plus, să vadă Dumnezeu că n-am putut să mă nevoiesc cu bucatele, dar am putut să mă nevoiesc cu genunchiile și cu mintea. Ridicarea mâinilor mele, jertfa de seară, auzi-mă, Doamne, să se îndrepteze rugăciunea mea ca tămâia înaintea ta. Și acum pun întrebarea, câte din rugăciunile noastre se duc ca tămâia la cer? Niciuna. Știți de ce? Pentru că noi, credincioșii, n-am ajuns la măsura în care să dorim să ne rugăm. Deci eu nu am întâlnit, foarte rar am întâlnit la spovedit credincioși. Și de ce vă spun lucrul ăsta? Predica de astăzi e o predică chitsibușară din asta. E legată de elemente de filocalie. N-are o pildă să face asemănare, că țarina-i omul și cioara-i pomul. Nu. Deci este vorba de o esență a interiorului nostru. Ați întâlnit vreodată vreun creștin care să-i spună prietenului, vecinului, cunoscutului, fratelui, semenului din casă, băi, s-a făcut ora 6, mă duc să citesc o rugăciune, că simt nevoia de rugăciune. Nu. Tot creștinul care stă în biserică spune așa, am fost la biserică și iar mi-a dat rugăciuni. Eu știu dacă le-o putea face, dar spune omul de când îi dai canonul, să văd dacă am să le pot face. Nu să vezi dacă ai să le poți face. Trebuie să le faci că sunt o necesitate a sufletului tău. Dacă eu te-am dus în sala de operație și te-am anesteziat și te-am pus pe masă și te-am tăiat și te-am cusut fără să intervin, nu înseamnă că te-am și operat. Deci în clipa în care am spus citește Paraclisul sau citește Acoperământul sau citește Îngerul sau citește Buna Vestire sau citește Sfântul Mina, ăla are un rol în viața ta. Și Sfântul respectiv cu particelele puse dimineața la Sfânta Liturghie împlinește un traseu. Traseul pe care îl ia Îngerul cu particica ta ca să ți-l ducă de la Sfântul respectiv care l-a invocat în necazul tău, locul de muncă, procesul, cearta cu bărbatul, partajul, necazurile cu semenii sau cu vecinii, să duce și îl caută Sfântul respectiv, caută omul unde trebuia dusă rugăciunea. În momentul când duce părticica, pe ala îl găsește ori beat, ori fumând o țigară, ori bând o cafea, ori mâncând de dulce în post și se întreabă, păi dar de ce m-a trimis pe mine preotul în direcția asta să fac un ajutor omului ăsta? Ăsta nici măcar, uite, nu mă cunoaște, el n-a citit niciodată o rugăciune despre mine. Și atunci Sfântul se întoarce, liniștit, pune părticica haric în potir și pleacă mai departe. Și tu vii și spui, părintea, pe câte pomelnici am dat și nu mi s-a îndeplinit. Nu ți s-a îndeplinit datorită faptului că lumina din tine este întuneric.
Ceea ce crezi tu că poți justifica, aia nu pot face, aia nu vreau, aia nu-i timp, aia nu se poate, aia nu vreau, aia nu-mi trebuie, aia nu-mi place, aia mă plictisește, aia mă obosește. Deci, trebuie să înțelegem că întunericul vine din lipsă de lumină. Cine este cel care a spus cuvântul să fie lumină? Îl știți? Este Dumnezeu. Deci Dumnezeu a spus să fie lumină. Păi ca să fie lumină, înseamnă că El este izvorul luminii. Și dacă este izvorul luminii și intră în cugetul meu, și în sufletul meu, și în mintea mea, și în ochiul meu, atunci eu sunt în lumină. Și spune, dar dacă întunericul din tine este întuneric și tu o crezi lumină, cu cât mai mult întuneric. Ce înseamnă întunericul? Înseamnă uitarea, lenea și nepăsarea. Deci din nepăsare credem că Dumnezeu ne iartă, din lene credem că trebuie să nu ne rugăm și din uitare spunem lasă că o să facem altă dată. Și iată ce frumos se exprimă în versetul următor. Nimeni nu va putea sluji la doi domni. Sau pe unul va urâ, sau pe altul va disprețui. Nimeni nu poate sluji lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci ce trebuie să înțelegem din versetul acesta? Cine este Mamona? Este opusul lui Dumnezeu, dușmanul lui Dumnezeu. Cine este Mamona? Prietenul nostru. Datorită lui umblăm în tribunale. Datorită lui credem că cei din jurul nostru ne vor rău, pentru că el e un dezbinător. Datorită lui credem că avem întotdeauna dreptate. Datorită lui credem întotdeauna că facem bine. Datorită lui ne conturăm personalitatea. Deci, când vezi doi oameni căpoși, că se ceartă și îi spui, bă, nu-i bine ce faci, lasă, domnule, nu-mi da tu mie sfaturi, eu știu ce fac. El-i, tataia, mamona. Și ce face? Vine și te întărită și te aprinde până te desparte de Dumnezeu. Și dacă îl iubești pe El, nu poți să-L prețuiești pe Dumnezeu. Sigur că de Dumnezeu te lepezi, că spune în porunci. Care-i prima poruncă din lege? Să-L iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Păi dacă eu îl iubesc pe aproapele, pot să-l fur? Pot să-i dau un cap? Pot să-l omor? Pot să-l desfrânez? Pot să nu tresc la bunul lui cu vicleșug? Deci nu pot. Deci categoric semenul meu este oglinda mea, categoric semenul meu este imaginea mea, categoric semenul meu este persoana mea, că să-l iubești pe aproapele ca pe tine însuți. Și atunci eu dacă îi fac rău, cu cine m-am împrietenit? Cu Mamona. Și ce fac? Vin la spovedit, repet, că e vorba de întuneric, și preotul spune, ce alegi? Să te împaci și să te împărtășești? Sau să iei aghiazmă mare dacă nu vă înțelegeți? Dați-mi aghiazmă mare, nu mă împărtășesc, dar nu-l iert. Deci iată prima lumină din interior. Iată prima lumină care izvorăște din sufletul nostru. Iată prima lumină care licărește din lumina cui? Spune Apostolul Pavel, cercetați cu atenție duhurile că Satana poate să se prefacă până în înger de lumină. Deci ați văzut cu câtă tactică vine? Până în înger de lumină. Și noi trăim cu impresia că vecina din dreapta face vrăj, vecina de la etaj face vrăj, vecina de dedesubt face vrăj, vecina din stânga face vrăj, din scara vecină face vrăj, de la țară face vrăj, nașa face vrăj, mama face vrăj, soacra face vrăj și tu alergi disperat și toci creiere popii și îi spui, părinte, mi s-a făcut farmece. Dar nu citești psaltirea, nu spovedești, nu te spovedești, nu te împărtășești, nu te închini, nu mergi la biserică, nu citești un înger păzitor, nu zici un psalmul 37-67, nu iei anafură și aghiazmă, dar în schimb ai fost vrăjit din toate punctele de vedere. Deci aceea este vorba de întunericul de dinăuntru și de rugina din sufletul nostru. Deci, o vrajă veritabilă despre care se vorbește în vețile Sfinților au fost vrăjile făcute de Sfântul Ciprian,
când a vrut să o cucerească pe Sfânta Iustina, era frumoasă, el nu știa cum să o ia de nevastă, asta era credincios, el era un destrăbălat, și a început să alerge pe la tot felul de făcători din ăștia. Și au venit draci și au spus, nu ne putem lega de Iustina, pentru că are puterea cruci. El era creștin. Și veneau draci și făceau tot felul de scamatorii. Iustina se însemna cu semnul crucii și dracul fugea ca iepurile. Și văzând Ciprian credința Iustinei, a venit la adevărata credință și s-a făcut el creștin. Ei, cam asta ar trebui noi să urmărim din Evanghelia de astăzi. Văzând că toate explicațiile noastre, dacă nu învață copilul la școală, i-a făcut cumnata vrăj. Dacă e obraznic copilul și nu e educat, i-a făcut soacra vrăj. Stai, dragă, liniștit. Vrăjile nu sunt la îndemâna oricui. Dracul este un mare prost, tolerat de Dumnezeu, care se mișcă printre noi oamenii și doar pune, dacă ați văzut vreodată, vă dau o pildă. Ați văzut vreodată vreo fermă? Vă dau exemplu ăsta că e mai ușor de înțeles. Vine un vânzător și spune așa, vreau 100 de bucăți. Și spune, mă rog, alegeți-vă. Și ia fierul înroșit și pune, tu le înseamnă animalele. Și alea vor fi încărcate în mașini și duse la abator de vânzare sau cu vapor unde au fost cumpărate. Așa face dracu între creștini. Vine cu înfierarea sufletului, cu cele rele și întunecate ale lui și pune tu. Și care este prima înfierare a dracului? Neliniștea. A doua înfierare a dracului? Nemulțumirea. A treia înfierare? Ura, zavistia, pisma, invidia, răutatea, ținerea mintea răului, răzbunarea, cearta, mânia, facerea de rău, grija de aproapele. Cât este de dezvoltat în spațiul nostru românesc acest element mizerabil, grija de aproapele? Întreabă un singur om dintr-un singur sat, cine-i vecinul? Nu o să spună, e un om bun, nu-l știu, nu mă interesează. Îi cunoaște tot cazierul. De când a venit? De când a cumpărat casa? De unde a avut? Cât a dat? Ce a spus vânzătorul? Ce a spus cumpărătorul? Cum s-au înțeles? Ce s-a discutat la notar? Ce au mai spus vecinul cu tare? Dar ce a spus cu tare? Dar ce a auzit la cu tare? Deci fiecare om are o istorie. Dacă s-ar fi scris cărțile acestea, vă spun că n-ar fi încăpută în lumea aceasta. De ce? Pentru că fiecare om în imaginația lui bogată este foarte atent și a devenit și o replică de succes, povestea cu capra vecinului. Adică suntem și mândri că suntem proști. Suntem și mândri că ne asigurăm iadul și ne pregătim singuri moartea sufletească. Tu nu ai voie să vezi în ograda celuilalt. Dacă numără aurii, treaba lui de un l-a adus. Dacă numără chetrei, treaba lui de un le-a adunat. Dacă stă în cap, îl privește de ce a ales treaba asta. Deci noi trebuie să ne vedem de noi înșine. Spune așa, nu că ta aiurea, vezi numai de tine socotind securea morții care vine. Și tot Ioan Iacob spunea, referitor la Sfânta Rugăciune și apropo de Evanghelia de astăzi, mintea ta creștine e făclie fără unt de lemn. Adică e ca o candelă care i s-a terminat unt de lemn, referitor la cele 10 fecioare din Evanghelie. De la Domnul să ceri milă până când mai ai feștil, adică până nu să strânge și licăreala aia de lumină. De ce? Pentru că noi nu ne-am născut să purtăm grija altuia, noi ne-am născut să purtăm grija noastră. Noi nu suntem puși să purtăm grija apropiului nostru. Pentru că așa este și această specialitate. E o facultate care se învață în școala vieții numită aflarea întreabă la români. Deci ei trebuie să știe ce fac alții. Deci noi trebuie să avem numai grija de pătrățica noastră, ce facem în ea. Căci vă zic vouă, nu vă îngrijiți ce veți mânca și ce veți bea și cu ce vă veți îmbrăca, căci sufletul e mai de preț decât hrana și îmbrăcămintea. Și aici cineva vă spune, dar stai domnule, ce poți să stau flământ? Nu. Vă pun o singură întrebare. Și cu asta am pus toate întrebările. În clipa aceasta când noi stăm aici, vă dau o temă pentru acasă, că n-ați avut de multă vreme. Toată lumea stă în ecran și privește codul galben și canicula.
vai, două, trei zile, se va topi țara, vor muri oamenii, aduceți medicamente, aduceți apă, dar dacă va veni Antichrist și nu va ploua 3 ani și jumătate și va fi în fiecare zi 40 de grade, v-ați pus întrebarea ce vom face? Datoria noastră e să ne preocupăm că e cald afară? Sau datoria noastră e să ne preocupăm să slobozească Dumnezeu ploi cu trebuință la bună vreme? În clipa în care nu te plouă, sacă izvoarele, crap de sete, în clipa în care unii nu plouă, să usucă câmpiile și pajăștile și mor dobitoacele, dacă mor dobitoacele, moare mâncarea de toate zilele și nu mai ai ce crăpa în tine ca om și mor de foame, ne iese carnea pe ochi. De ce? Ca să ne arate Dumnezeu că El ne hrănește, nu noi. Noi nu ne putem hrăni. Ți-ai pus întrebarea în calitate de creștin? Ți-ai pus întrebarea în calitate de creștin? Ca cel nor de ploaie, mânat de vânt, împlinește cuvântul psaltirii, cel ce-ai scos vântul din visterii și presuri ploaia și gheața ca pâinile și negura ca cenușa? Deci v-ați pus întrebarea ca ei treaba lui Dumnezeu? El încuie și descuie cerul, spune Isaia, profetul, și la prorocul Ilie, făcutul s-a cerul ca arama și pământul ca... Nu, făcutul s-a cerul ca focul și pământul ca arama de desubt. Adică s-a înroșit pământul de puterea secetei. Ce faci 3 ani și jumătate cu 40 de grade în fiecare zi? V-ați pus întrebarea? Nu ne-am pus întrebarea. Probabil vă gândiți la irigații sau la import din alte țări, dar și acolo nu va ploua. Și apa din mare e sărată, nu poți uda cu ea. Și nu o poți bea. De ce v-am spus lucrul ăsta? Ca să înțelegeți cât de mare e Dumnezeu în hrana noastră de zi cu zi și cât de simplă este problema. În loc să cumperi motopompă și o întreagă instalație de irigații, deschizi ceaslovul și citești acatistul Sfântului Ilie ca să plouă. Decât să care apă cu cisterna și să faci instalații speciale de transformare a apei din apă nepotabilă în apă potabilă, deschizi psaltirea și citești o catismă și trimite Dumnezeu ploaia. Și v-am spus duminica trecută cu, dar poate nu v-am spus, cu pusnicul care, întâmpinat de un grup de creștini, a întrebat: ce-i cu voi, fraților? Păi am făcut procesiune de ploaie și nu plouă, zice. Și a ieșit și poporul, și a ieșit și arhiereul, și clerici, și biserica, și creștinii, și dobitoacele, și copiii, toate le-am supus ostenele. Și pusnicul așa cu simplitate din aia naivă, zice: of, ce ticăloși sunteți, nici o rugăciune de ploaie nu știți ce faceți. Doamne, cel ce a încuiat cerul pe vremea lui Ilie și l-ai deschis, în vremea potopului dă peste robii tăi ploaie și picăturile curgeau din cer. Păi măi, frate, întunericul din noi, nu numai întuneric, e și fund de iad. Sfântul Vasile cel Mare, în inima omului stă tot iadul nepătruns al patimilor ascunse și neștiute. Deci trebuie să înțelegem ce este în noi. De aia spune că sufletul e mai de preț decât hrana și trupul lui îmbrăcămintea. De ce? Pentru că nimeni nu poate purta mai bine de grijă unui trup și unui suflet. Tu ce poți să-i dai sufletului afară de Sfânta Împărtășanie? Ce poți să-i dai trupului afară de mâncare? V-ați spus vreodată întrebarea și să luăm un element sacru, simplu. Avem în jurul nostru un om bolnav? A știut când s-a îmbolnăvit? A venit cineva să spună: părinte, azi eram sănătos tun și azi m-am îmbolnăvit tun. Nu. Boala ca rod al păcatului intră pe nesimțite în om cu picătură. Și spune așa, zice: părinte, acum câteva luni am făcut niște analize și era totul perfect și acum e tot metastaze. A cui e supărarea aia, frate, a omului sau a lui Dumnezeu? A cui e încercarea aia, a omului sau a lui Dumnezeu? Nu. E a noastră personală, ca să ne aducem aminte de Dumnezeu. Cunoașterea lui Dumnezeu din împrejurările grele ale vieții. Cunoașterea lui Dumnezeu când uităm de săvârșit, robiți de trupul acesta de lut, care vrea când fardat, când machiat, când frumos îmbrăcat, când bine hrănit, când bine împopoțonat, când bine aerisit, când bine broțat, când bine plimbat, când bine distrat. De acolo ne se trage. Și vin așa tiptil. Vedeți ce e interesant? Știți când ne-am dat noi seama de valoarea
trupului nostru. Când stăm pe patul de spital, plin de mațe și furtune, că ați văzut ce înseamnă o terapie intensivă și ce înseamnă reanimarea unui om pe pat de moarte, intubat, cu respirație artificială, cu monitoare, cu necazuri, cu probleme, știți ce înseamnă? Un cadavru viu sau muribund. Și omul stă acolo și așteaptă în nădejdea că tehnica aia îi va da o picătură de viață. Dar nu vine de acolo picătură, tot de la Dumnezeu vine. Că El a luminat tehnica medicală să inventeze ventilația, circulația sângelui, bătaia inimii artificiale, anestezia, operația, scoaterea organului bolnav, transplantarea altuia nou. El l-a luminat pe om. De ce? Pentru că îl iubește atât de mult încât Dumnezeu îl dorește să-l aibă cu viață veșnică. Adică, în primul rând, viața noastră trebuie să fie veșnică, nu trecătoare. Și ca să fie veșnică, trebuie să ai timp de pregătire lui Dumnezeu. Ce spune Isaac Sirul în Filocalea 10? Dacă omul ar realiza valoarea vieții, ar trebui să mai trăiască într-o viață, deci nu în una, într-o a doua viață, să poată mulțumi lui Dumnezeu pentru darurile primite. Și nouă ni lene să facem de 7 ori Tatăl nostru când ne culcăm sau când ne sculăm. De ce v-am amintit lucrul ăsta? Ca să vedeți ce spune Dumnezeu mai departe în Evanghelie. Priviți la păsările cerului. Nu seamănă, nu seceră, nici n-adună. Și Tatăl vostru cel ceresc le hrănește. De ce lucrul ăsta? Că să ne arate că în starea primordială, când omul a fost sfânt și sacru, până la greșeala adamică, s-a hrănit precum păsările cerului. Nu la întâmplare e pusă Evanghelia asta, nu-i pusă așa de aici, că n-avem noi nici cu cioara, nici cu vrabia, nici cu bufnița, nici cu turturelul, nici cu porumbelul. Ci e pus ca semn să vedem cum ar fi trebuit să se hrănească oamenii dacă erau cinstiți, curați și drept înaintea lui Dumnezeu. Nu sămănau, că noi știm prea bine, când a făcut raiul în grădină în Eden, ce a spus lui Adam? Adame, din toți pomii să mănânci. Nu i-a spus, dă cu decis că vin omizile, dă cu azot că-i slabă frunza, dă de făinare că intră boala în frunză, vezi, dă de foliar să nu cadă florile, vezi, dă de rod cu potasiu ca să coacă fructele. Nu i-a cerut așa ceva. Deci nu l-a învățat agrochimie. Ci i-a spus așa, din toți pomii să mănânci. A prășit vreodată Adam sau a plantat un pom în viața lui? Nu. A primit totul gratis, ca pe o recompensă de rege al făpturii și rege al creației. În clipa în care a greșit, el s-a întors ca un ticălos la grija pentru trup și la mâncarea de toate zilele. Dar păsările cele create de Dumnezeu au rămas în continuare la fel să zboare pe cer, ca noi să vedem ce înseamnă libertatea în fața lui Dumnezeu. Deci noi ar trebui să zburăm ca păsările și zburăm. Ne-a arătat Isaia cu 600 de ani înaintea lui Hristos. Ce sunt acestea care scutură tot cerul până la torțile lui și zboară cu clonțul de oțel la porumbarele lor? Sunt avioanele care nici nu erau create. Deci iată ce știa la vremea aia Isaia. Deci și noi zburăm ca păsările, dar cu avionul. Dar nu putem zbura cu forța proprie. Și dacă ne uităm în pateric, vedem că au fost ființi care au mers călare pe dracu până la Ierusalim. Vedem că au fost ființi care l-au pus pe dracu la prășit. Vedem că au fost ființi care l-au pus pe dracu să care apă, au fost ființi care l-au pus pe dracu să care lemne. De ce? Ajunsese la așa măsură omul și la trăire înaltă, sfinții Sinaiului, sfinții Egiptului, încât dracii fugeau din locurile alea să nu li se topească de rugăciunea aripile. Asta e dragostea al Dumnezeu de care vorbește Sfântul Maxim în Mistagogie. De ce v-am spus lucrul ăsta? Cum se hrăneau acei oameni? Sămănau ca noi câte un hectar de grâu și umpleau frigiderul cu păstăi congelate, făceau 100 de borcane de compot, 100 de borcane de tocană și puneau 8 saci de cartofi în beci? Nu! Stăteau într-o grotă în fundul Egiptului, acolo în arșița aia unde n-ai nici apă să-ți spocnești creierii dacă nebunești. Și deodată din pământ ieșea un finic și făcea curmale, cu 5 curmale de alea sau 3, trăiește o zi întreagă, atât sunt de hrănitoare. Și acolo, lângă pom, mai ieșea și un izvor. Ce era acolo? Darul lui Dumnezeu. Așa hrănește Dumnezeu și păsările cerului și oamenii pământului. Și
Și cine dintre voi, spune mai departe Evanghelia, de ce am vrut să o iau de amănunt? Că-i pisăloagă Evanghelia de azi. Poate să adauge naturii sale un cot îngrijindu-se. Știu cine, Mântuitorul nu știa la vremea aia. Femeile. Dacă vor să fie mai înalte de un cot, își pun tocuri. Da, n-a știut Mântuitorul să specifice lucrul acesta. De ce vă spun lucrul ăsta? Oricât ne-am împodobit și oricât ne-am alintat și oricât ne-am ferchezuit, tot Dumnezeu ne înfrumusețează cel mai frumos cu ce? Cu lumina sufletului. Dă-mi mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Și unde o întâlnim aceasta? Într-un singur loc. Și cu asta închei, nu mai mă opresc pe acest verset. Spune așa, cămara ta, Mântuitorule, o văd împodobită. Îmbrăcăminte nu am ca să intru într-însă. Luminează-mi haina sufletului meu, Dătătorule de lumină, și mă mântuiește. Deci, vedeți, asta este povestea cu adăugarea cotului. Dacă am primit haina de lumină, suntem cu Dumnezeu în cămara de nuntă. Și spune așa, crinii țarinii cum cresc și nu s-ostenesc și nu torc. Și de ce ne dă pilda crinului? Ați văzut noi oamenii dimineața și faceți o experiență practică. Eu vreau să fiu azi mai tactic decât practic. Când te scoli dimineața din pat, ai niște ochi ca de broscoi. Gura-ți miroase a toaletă. Transpirat, obosit, agitat, rapid, fugi în fața oglinzii. Începi să dai cu apă rece, faci un duș, te piepseni, te dai cu fixativ, te dai cu spray-uri pe sub braț, te schimbi, te alifiezi, te aranjezi. Ca de-abia să arăți cum trebuie. Să poți să ieși pe stradă. De ce? Pentru că este imaginea pentru care lupți tu. Te duci dimineața în răsăritul soarelui într-o grădină și te uiți la o floare de crin și atingi nasul de ea. Ce simți acolo? Mirosul raiului. Frumos, un lujer înalt cu tot felul de solzișori îmbrăcat de sus până jos, floarea aia gingă și care nici nu îndrăznești să o rupi, să o aduci la biserică. Și pentru că e atât de simbolic această floare de crin și atât de frumos mirositoare și dătătoare de semn de Duh Sfânt, Arhanghelul Mihail, știind ce scrie în Evanghelie, i-a dăruit-o Maicii Domnului la Buna Vestire. Arhanghelul Gavril i-a dat-o Maicii Domnului la Buna Vestire. Bucură-te, cea plină de dar. Deci numai sufletul ei mai era atât de ginga și frumos ca floarea de crin. Deci asta este ținta spre care trebuie să alergăm. Când ne va mirosi, un proverb popular, dar mai greu, deci când ne va mirosi gura a tămâie, înseamnă că nu mai mâncăm celelalte. De ce vă spun lucrul ăsta? Ca să înțelegeți că e o vorbă populară. Vezi, băi, că mănânci mult și fără rost. Deci să ne învățăm să vorbim cu rost, cu folos, cu înțelepciune, cu pricepere, cu rânduială și să nu lezăm cu vorbele noastre pe nimeni. Pentru că spune așa, o sabie când o bagi în cineva, iese locul să vindecă și cicatricea o ascunzi. Dar o vorbă când te-a rănit nu se uită niciodată. Și asta este diferența. Vorba trece prin suflet, iar sabia trece prin trup. Și de obicei, cel mai mult, noi creștinii ortodoxi, numai sufletește ne place să rănim. Și atunci când rănim sufletește, primim și răsplăți sufletește. Nemulțumirea, însigurarea, înstrăinarea, respingerea, ura, pisma, invidia, răutatea. De ce? Pentru că rău faci și rău găsești. Mântuitorul a spus clar, faceți bine oamenilor dacă vreți să vă facă ei vouă. Sau faceți oamenilor ce doriți ca ei să vă facă vouă. Și proverbul popular spune, bine faci, bine găsești. Semnează tatăl. Iar dacă câmpul are iarbă, Dumnezeu o îmbracă și mai mult decât atât voi puțin credincioșilor. Deci noi chiar dacă punem gazon în ogradă, dacă nu dă Dumnezeu ploaie, tot pământul gol. Dar dacă dă Dumnezeu o ploaie bună, tot pământul înverzește și se înnoiește. Trimite vei Duhul tău și se vor zidi și vei înnoi fața pământului. Mergi într-o pajiște cu flori, pune o pătură jos, așează-te cu grijă în iarbă, și admiră toată flora respectivă când este înflorită, dimineața, seara, când vrei tu. Și ai să vezi dacă omul este în stare să creeze așa ceva. Ei spun azi gazon japonez, dar e departe de adevăr.
Căci toate acestea se străduiesc neamurile. Știe doar Tatăl vostru cel ceresc de ce aveți nevoie. Aici se referă la un singur pasaj cu tentă istorică. Deci păgânii se ocupă de aceste lucruri, iar voi ca iudei trebuie să vă lăsați în seama lui Dumnezeu Savaot ca să vă poarte de grijă. Dar finalul Evangheliei duce spre ceea ce eu v-am spus vouă. Căutați împărăția lui Dumnezeu, că celelalte se adaugă vouă. Și aici, la căutați împărăția lui Dumnezeu, am să vă dau doar trei repere. Unii așteaptă Apocalipsa. Unii îl așteaptă pe Antichrist cu 666. Unii așteaptă sfârșitul lumii. Unii așteaptă foc din cer. Unii așteaptă să vadă mânia lui Dumnezeu. Unii așteaptă să vadă ce o să mai fie. Eu vă spun că singurul lucru de care trebuie să ne îngrijim, trebuie să avem grijă așa. De 666 din sufletul nostru. Curvia, erezia și răutatea. Cei 36. Trebuie să avem grijă de apocalipsa personală, că am trecut cumva strada și ne-a luat mașina de petrecere de pietoni și stăm la Sfântul Vasile, la Sfânta Treime, la Sfinții Apostoli sau la Eternitate. Aia e singura apocalipsă și nu răspundem noi de ea, ci este pe ghemul mosorului vieții. Trebuie să așteptăm sfârșitul nostru, de aceea în liturghie ne rugăm în biserica creștină. Sfârșit creștinesc, răspuns bun în pace și fără de păcat la Domnul să cerem. Asta e sfârșitul care ne interesează. Semnele sfârșitului lumii, semnele apocalipsei și semnele venirii Mântuitorului sunt clare. Bărbați galileeni, precum ați văzut pe Fiul omului suindu-se la cer, așa să vă și coborâ, tot pe norii cerului. Cum? Însă de data aceasta, cu putere multă să vă arăta pe cer semnul Fiul omului, să vor pune tronurile de judecată, iar cei 12 apostoli vor judeca cele 12 seminții ale lui Israel. Și sunt foarte fericit că ați fost azi la biserică, că sunt sigur că atunci când se vor pune tronurile de judecată, eu am să spun, pentru Iași, ei știu ce au de făcut, că i-am avertizat în predica de azi. Amin.